Bună dimineața și mă bucur să vă revăd pe unii dintre voi și mă bucur pe unii să vă, să vă cunosc. Toți binecuvintezi și aici pe voi. Sunt așa flancat de două părți. Este un har din partea lui Dumnezeu că putem să fim la închinare și în această dimineață. În timp ce era rugăciunea pentru cei bolnavi, mă gândeam la câți nu s-au putut trezi azi dimineață. Mă gândeam la mulți care și-ar fi dorit să fie astăzi aici, dar n-au putut. Mulți care ar fi vrut să meargă, să aibă nicio durere și să vină aici și n-au putut. Avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. amin, amin. Așadar, nu este normal să te trezești dimineața, să umbli, să respiri și totul să funcționeze bine. Cineva este în control la toate aceste lucruri. Și mulțumim Domnului că ne iubește și ne dă har după har, har după har. Atunci, în această dimineață. Am venit să-l ascultăm pe el și sper că ați venit să-l ascultați pe el și nu pe mine. Pentru că și eu sper să-l ascult pe el și nu pe mine. Pentru că eu cred este foarte important, predica nu este o lecție, predica nu e doar o poezie care a învățat-o jos mai departe. E un cuvânt pe care a trecut în primul rând prin inima mea. Și în mod special la mesajul acesta, mă gândesc la el de mai bine de trei ani. L-am rugat pe Domnul să-mi dea lumină. Poate unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord. N-am fost de acord cu Domnul de multe ori. Dar mi-a dat timp. Pentru că el nu impune niciodată nimic. Îți dă timp ca să crezi, îți dă timp să crești, îți dă timp să te maturizezi. În această dimineață vreau vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj despre adevărul simplu, despre căsătorie, divorț și recăsătorire. E un mesaj destul de greu și de predicat și de acceptat, dar aș vrea să pătrundeți în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă aveți cumva deja niște preconcepții despre un anumit subiect, fie căsătorie, fie divorț, fie recăsătorire, faceți acest exercițiu și începeți să gândiți dincolo de acele preconcepții. Pentru că adevărul despre căsătorie, divorț și recăsătorire, să știți că e un adevăr simplu, noi l-am complicat. Noi l-am complicat. Pentru că am luat fiecare situație în parte și am tratat situația separat. Și nu am aplicat același principiu. Și de foarte multe ori am cântărit cu diferite măsuri, într-o parte sau în cealaltă. Pentru că dacă am fi aplicat același principiu, în fiecare caz în parte, lucrurile nu se complicau așa cum sunt astăzi în bisericile noastre. Un alt aspect pe care îl consider eu ca păstor l-am greșit. A fost și eu și mulți alții. La un moment dat am fost prea permisivi. Și din păcate de multe ori am trecut peste autoritatea Scripturii. Lucru foarte greșit pentru un om al lui Dumnezeu care mânuiește cuvântul lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă pocăiesc pentru asta. Oare cine poate răspunde la această întrebare? Este oare adevărul simplu, cu adevărat? vreau să privim în Sfânta Scriptură. Pentru că sunt atât de multe răspunsuri, atât de multe păreri. Și dragii mei, iarăși ca lucrător de 26 de ani, eu nu am voie să am o părere. Eu îmi formez o, o opinie față de ce o zis domnul. pentru eu nu mă întrebat, domnul care e părerea ta. El a emis un principiu pe care eu trebuie să-l urmez și care trebuie să-l împărtășesc și altora. Dacă evoluționiștii au dreptate că toată lumea aceasta, de fapt, nu o face parte din creație și a evoluat, înseamnă că fiecare societate își poate da legi după cum dictează majoritatea. Și în fiecare parte din lumea aceasta, societatea poate să-și dea legi cu privire la familie, la felul în care să funcționeze familia. Dacă ei au dreptate. Dar dacă există un creator și căsătoria îi aparține, înseamnă că eu trebuie să urmez legea lui. Și aici, de fapt, oamenii încep să se claseze în aceste două mari categorii. Dacă tu crezi că există un Dumnezeu, un Creator care, el a înființat această instituție, spunem noi, familia, înseamnă că el determină și direcția, și funcționalitatea familiei. Există un Dumnezeu în cerul care eu cred în acest Dumnezeu și cred că el a creat tot ceea ce vedem noi, lumea și pe noi pe fiecare de aici, nici de cum nu am evoluat. Pentru că eu cred în acest Dumnezeu înseamnă că mă supun legilor Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu în psalmul 119 scrie în felul următor, versetul 142 și 151. Dreptatea ta rămâne dreptate pe vecie și legea ta rămâne adevărată. Doamne, Tu ești aproape, iar toate poruncile Tale sunt adevărate. Aceasta este premisa de la care plecăm în această dimineață. Un Dumnezeu este tot cel care a creat. Poruncile lui sunt adevărate. Și repet, nu contează părerea mea. El dictează. Care este adevărul simplu despre căsătorie? Este foarte clar deschis în Geneza, capitolul. Capitolul 2 de la 21 la 25. Dumnezeu a văzut că toate lucrurile sunt bune. Dar a văzut că omul este singur. Trebuie vreau să rezolv și situația aceasta. Vreau să rezolv și situația aceasta. A trimis un somn adânc peste om și omul ăla a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul i-a zis, iată în sfârșit acea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Modelul original al lui Dumnezeu cu privire la căsătorie a fost acesta. Parte bărbătească și parte femeiască, El i-a creat. Dumnezeu nu i-a adus două femei lui Adam. Și o sus, aici sunt soțiile tale. Dumnezeu nu i-a adus lui Adam un bărbat spunându-i, aici este partenerul tău, Cuvântul este foarte clar și categoric. Lui iș, lui bărbat, lui om, i-a adus o ișa, o femeie, pentru că a fost luată din om. Și atunci exclamația lui Adam a fost, iată în sfârșit, după ce o dat numele la toate animalele, își căuta și el o pereche. Și nimic din ce vedea și numea el nu i s-a părut că seamănă cu el. Până când Dumnezeu a venit să îndrepte acest lucru. Și i-a adus o femeie. Și cei doi au devenit un singur trup. Dar și vrea vreau să rețineți pasajul acesta din Geneza. Pentru că face referire la el, Domnul Isus din Nou Testament. Și mii și mii de ani Domnul Isus se va referi la acest pasaj într-un context foarte ciudat. Bineînțeles că sunt unii care spun, dar nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu felul în care Dumnezeu a făcut lucrul acesta un bărbat și o femeie. Din nou, nu poți să avea o părere când există un Dumnezeu care a dat drumul la toate lucrurile acestea să funcționeze așa. El este Cel care a dictat lucrul acesta. Și adevărul acesta simplu despre căsătorie este că El a adus un bărbat și o femeie și cei doi au format o familie, nu un cuplu. Ei au format o familie, o unitate sfântă, nu un cuplu. Ei au intrat într-un legământ, nu într-un contract. Și cei doi s-au făcut un singur trup. Ai vrea să vă întreb, știți cât au trecut ca o persoană să schimbe legea aceasta? foarte puțin. În Geneza, capitolul 4, versetul 19, cuvântul Domnului spune, Lamech și-a luat două soții. Lamech și-a luat două soții. Și de aici a început dezastru. De aici a început dezastru înclinarea inimii a fost a omului a fost tot în rău. A fost tot în rău. Merge la Esau, fiul lui patriarh. Care ce a făcut Esau? Dincolo că și-o lua mai multe soții, a călcat porunca și a luat și dintr-un popor străin. Și a creat o foarte mare durere în inima părinților Lui. Deuteronom, capitolul 7. Dumnezeu resta, încearcă să restabilească niște lucruri cu privire la această unitate sfântă, această căsătorie. Și Deuteronom 7, cuvântul Domnului spune așa, vesetul 3. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiilor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate inima de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezei. Domnul s-a aprins de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. O reacție la foarte mulți. Dar de ce să-mi impună mie Dumnezeu cu cine să mă căsătoresc? sau cu cine să nu mă căsătoresc. El are dreptul acesta, dragii mei, să spună cu cine să nu te căsătorești. Și în vesetul acesta a și exprima motivul. De ce? Pentru că inima lor, a fiilor, a bărbaților, cât și a fetelor, se va îndepărta de mine. Și atunci el îmi spune să nu fac pasul acesta tot spre binele meu. Nu pur și simplu vrea el să mă controleze ca așa îi place. O face tot spre binele meu. De ce este atâta suferință în unele căznicii? Pentru că mulți n-au întrebat pe Domnul. Mulți nu au întrebat pe Domnul să fac pasul acesta. Este El, este ea potrivit pentru mine. Doamne, Tu ce zici? Și am devenit mândri și orgolioși. Eu îmi iau viața în mâini. Avem un Dumnezeu, un gentleman, care spune, dacă tu faci asta, eu nu mă voi de tine. Decizia să aparține. Și nu trei, cinci ani și încerci să te gândești, oare ce-am cătat? Oare ce am căutat aici? Oare de ce am făcut alegerea asta? Doamne, de ce m-ai lăsat? Pentru că n-ai băgat în seamă poruncile mele. Pentru că m-ai scos din ecuație. Dintr-o cea mai importantă relație pe care tu poți să o ai pe pământul acesta. Soț și soție. Să-L scos pe Dumnezeu din ecuație. Doar pentru că, așa ca Samson, ia -o că dată Samson, ia-o că-mi place. Și după aceea te miri de ce suporți consecințele? Te mir de ce ești unde ești? De ce suntem în impasul ăsta astăzi? Pentru că l-am scos pe Dumnezeu din ecuația căzniciilor noastre. Facem un pas, sărim câțiva mii de ani și întrebăm pe Domnul, pe Domnul Iisus s-a schimbat acest adevăr simplu de-a lungul viacului? S-a schimbat acest adevăr din Geneza până în Noul Testament a umblat cumva Dumnezeu la ei și încep să mă răzgândesc lucrurile ar trebui să fie altfel? Nu, nici de cum. Iisuse a schimbat cineva acest adevăr? Și răspunsul, da, noi l-am schimbat. Noi am schimbat acest adevăr. Pentru că, dragii mei, momentul în care ai umblat la celula societății, care e familia, când acolo ai început ca să deteriorezi planul original al lui Dumnezeu, bineînțeles că începe să se strice societatea. Și direcția societății o va lua complet într-o altă direcție, în afară de cea pe care Dumnezeu a intenționat să o aibă. În Biserica lui Hristos, lucrurile sunt foarte clare, dar în bisericile noastre, lucrurile încep să se complice. Pentru că noi le complicăm. A vrea să deschideți la Magna după Marcu. Capitolul 10. Unde dialogul dintre farisei și ucenici începe: Cum aș putea să găsesc o altă modalitate să divorțez de soția mea? Și nici de cum nu întreabă Doamne Suse, cum aș putea să o iubesc mai mult pe soția mea? Doamne, dăm niște îndemnul, Doamne, dăm niște soluții, Doamne, dăm ceva ca să am o relație mai bună cu soția mea. Și de foarte multe ori căutăm soluții de a ieși, nu de a rămâne. Și farisei din vremea aceea și cărturarii, învățații, au vrut să-L ispitească pe Domnul Isus. Au venit la el farisei și ca să-l ispitească l-au întrebat dacă este îngăduit unul bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Cartea ca aceasta de despărțire, dragii mei, putea să o dea și în momentul în care ea venea acasă și lui nu mai plăcea cum arată. O venit de la coafor și nu a plăcut cum e aranjată, putea să-i dea carne de spărțire. Dacă îi s-ar dea mâncarea ei, el putea să-i dea o carte de despărțire. Adică niște motive atât de puierile prin care ei în vremea aceea puteau să-și lase nevasta și acum acum mai doreau și altceva. Adică nu e suficient că o milito o pe femeie la nivelul cel mai de jos. Adică femeia nu înseamnă absolut nimic. Și din păcate și astăzi pentru unii femeia nu înseamnă absolut nimic. Și uităm că este egalul nostru. În ochii lui Dumnezeu suntem egali. Bărbatul nici de cum nu este superior ei și ea este inferioară, este un nimeni. Și atunci, Domnul Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise poruncă aceasta. Dar la începutul lumii și a început Domnul Isus și a făcut referire la ceea ce a stabilit Dumnezeu în Geneza 2. La începutul lumii nu a fost așa. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască a accentuat identitatea celor doi. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Nicio complicație bărbat și altceva sau femeie și altceva. Bărbat și femeie, complet diferiți din punct de vedere biologic. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. De ce? Pentru ca cei doi să formeze un singur trup. Și cei doi, un bărbat și o femeie, vor forma un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Adevărul simplu despre divorț. Geneza, capitolul, 3, capitolul 2, dragii mei, să știți că transcende timpul. Timpul nu a schimbat condiția căsătoriei. Timpul nu a schimbat elementele căsătoriei. Omul a schimbat elementele căsătoriei. Și Isus a fost foarte categoric. Ce Dumnezeu a adus împreună, omul să nu despartă. Maliachi 2 cu 16. Dumnezeu urăște despărțirea. Dumnezeu urăște despărțirea. Deci nu este, nu-i convine lui Dumnezeu foarte mult. Nu urăște lucrul acesta pentru că el nu a dorit să se întâmple așa ceva. El este împotrivă la o astfel de despărțire categoric. În casă, că erau afară, în casă, ucenicii reiau discuția. Și au vrut să carifice un pic. Doamne, stai puțin că noi ne am înțeles foarte bine. Ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. Și el le-a zis. Și el le-a zis. Ucenicilor. Oricine își lasă nevasta și a pe altă de nevastă prea curvește față de ea și dacă o nevastă îi lasă bărbatul și a pe altul de bărbat prea curvește. Fără nicio clauză. Fără nicio clauză fără nicio excepție. Luca 16 cu 18. Oricine își lasă nevasta așa pe alta de nevastă precurvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei curvește. Și a avut să carifice foarte bine Domnul Isus. Fără nicio clauză că afarde. de. Urmează să citim și clauza aceea. Dar se naște o întrebare, Doamne Iisuse, cumva te contrazici, îl contrazici pe tăticul tău, te contrazici ulterior la ceea ce ai spus? Nici de cum. Iisus a dorit să dea atât ucenicilor, cât și fariseilor, cât tuturor celor care erau acolo, o regulă de bază. Regula este, nu divorțați, este păcat. Există o excepție? Discutăm despre excepție. Sunteți mulți șoferi aici. Aveți dreptul să treceți pe culoarea roșie? Nu. Dacă treci, ce se întâmplă? Îți ia permisul de conducere. Ce e puțin așa în România. Există un moment când poți să treci pe culoarea roșie? Da. Când? când este agentul de circulație acolo în mijlocul intersecției și spune ai voie să treci. Pentru că agentul de circulație este superior semnelor, este superior semaforului. Și el îți dă dreptul să treci pe culoarea roșie din vari motive pe care el le stabilește. De ce? El este autoritatea, el este legea. Vei plăti pentru că ai trecut pe culoarea roșie când o zici el? Nu, Legea, regula de bază, este interzis să treci pe culoarea roșie. Dar este o excepție. Când organul, polițistul îți dă voie să treci. Și atunci de ce aș face din excepție o regulă? Pentru că început din ziua, din ziua aia, când el mi-a dat voie să trec pe culoarea roșie, nu o să încep să merg doar pe culoarea roșie, nu? A fost o excepție. Și eu pentru excepția aceea nu încep să schimb regula, să schimb codul rutier. La fel a vrut să spună și Domnul Isus. Regula de bază este nu divorțați. Din mult mai multe alte motive, dar primul este cel mai important. Dumnezeu va a creat să fiți una, un singur trup. Pentru că voi vreți să faceți lucrul acesta, Dumnezeu urăște divorțul, urăște despărțirea. Există o clauză la acest aspect? Există o excepție? Vă rog să deschizi la Matei 5. Matei 5, capitolul, capitolul 5, 31-32. S-a zis iarăși. Adică a mers vorba. Oricine își va lăsa nevasta să dea o cară de spărțire. Dar eu vă spun, devine autoritatea. Domnul Isus devine autoritatea. El este legea cu privire la, dar eu vă spun, oricine își va lăsa nevasta, în afară numai de prijă de curvie, îi dă pe a curvească, și cineva luat lua de nevastă pe celălalt de bărbat, prea curvește. Adevărul simplu despre divorț este acesta, dragii mei. Nu divorțați. Este lucrul pe care îl comunică Dumnezeu și tot Dumnezeu prin Isus Hristos. Că El spune, cuvintele mele sunt cuvintele de la Tatăl meu. Nu divorțați, pentru că sunt alte căi până acolo putem să discutăm ore întregi despre lucrul acesta. Dar autoritatea numărul un a fost Dumnezeu și Dumnezeu Iisus Hristos. Și au zis, nu divorța. Divorțul este păcat. Și oricine divorțează, păcătuiește. Dar este o clauză, este o excepție. Cel care nu este vinovat de infidelitate, repet, cel care nu este vinovat de infidelitate, poate divorța și acest lucru nu îi se va imputa ca și păcat. Autoritatea s-a spus, ai voie să treci, pentru că eu ți-am dat drumul, eu ți-am dat voie. Dar nu fă din această excepție o regulă, o lege pentru viața ta și încep să trăiești condus de excepție, nu de regulă. Și din păcate foarte mult să lasă conduși de excepție. Uităm de iertare. Nu se poate ierta. Putem ierta doar până aici. Și inventăm fel și fel de infidelități. Infidelitate psihică, infidelitate spirituală, infidelitate de orice fel. Citiți cuvântul ăsta bine. Nu este vorba de infidelități pe care noi vrem să le inventăm. Este vorba strict în momentul acela în care unul dintre cei doi a avut relații extraconjugale, fizice, nu psihice sau emoționale atunci se aplică excepția. Și imediat noi vrem să mergem, să alergăm la excepție. Uităm un cuvânt simplu, vă spune Apostolul Pavel. Dacă unul din voi are pricină să se plângă de celălalt. Ai pricină, cu adevărat ai un motiv să te plângi de celălalt, că te-o răniți, o, răni, -o cu rău. Ce spune Apostolul Pavel? iertați-vă. Iertați-vă. Am văzut persoane în cabinet, dragii mei, care acolo și-au măturisit infidelitățile, fie el, fie ea, în familii diferite. Și bineînțeles că om tine să te ridici, să pleci, nu vreau să mai discut nimic. Gata, plec. De ce? Am clauză. Pot să plec. Vezi? Da? poți să pleci. Dar la început n-a fost așa. Și dacă pleci, ce faci cu viața ta de acum înainte? Matei 19 Continuă. Matei 19 Isus le-a răspuns. Versetul 8. Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Adică voi deja l-ați spus pe Dumnezeu în fața faptului împlinit. Voi nu ați făcut-o cu acordul lui, el doar a îngăduit ceva, ceva ce ați făcut deja. Pentru că inimile voastre au fost împietrite, pentru că în inimile voastre n-a mai existat Dumnezeu în acea ecuație, l a spus pe Dumnezeu în fața faptului împlinit și el o trebuie să vă dea nu acordul, îngăduință. Sunt două lucruri foarte diferite. Două lucruri foarte diferite. Dar lucrul acesta s-a întâmplat tot din cauza voastră, nici de cum a lui Dumnezeu. Nu a inițiat Dumnezeu această regulă. Voi ați inițiat această regulă. Eu însă vă spun că oricine lasă nevasta afară de pricină de curvie și pe alta de nevastă prea curvește și cine de nevastă pe cea de bărbat prea curvește. Ucenicii lui au zis, concluzia pe care o trag ucenicii este stupefiantă. Dar foarte puțin să uit aici. Pentru că intrăm la ultima parte. Care este adevărul simplu despre recăsătorire? Care a fost reacția ucenicilor? Ucenicii lui au zis, după ce au auzit toată exprimarea Domnului Isus. Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Pentru că ucenicii au văzut, nu este varianta B. Din momentul în care te-ai căsătorit, trebuie să începi să lupți pentru căznicia aceea. Căznicia nu a început ca un lucru mecanic. A plecat și începe și merge din inerție. Nu este așa ceva, dragii mei. Este o continuă luptă, așa cum te să lupt pentru mine în fiecare zi, să mă sfințesc, să rămân lângă Domnul Isus, să fiu atent la ce mă ui, la ce ascult, să fiu atent la caracterul meu. La fel este în căsnicie. trebuie să lupt pentru scumpa mea soție să o fac fericită. Trebuie să mă lupt, să nu o jignesc, să nu o lovesc. Și ea vă face același lucru pentru mine. Asta înseamnă căsnicia. Și ucenicii au spus, mai bine nu mă căsătoresc. Pentru că nu iese niciun alt mod. Pot să ies din căsătorie, dar nu mai pot să-mi formez altă căsătorie. Nu am cum să-mi formez o altă căsătorie. Pentru că nu există varianta asta în mintea Domnului Isus. Și oamenii ăștia, ucenicii, ei au realizat. Dacă așa stau lucrurile, mai bine nu mă însor. Mai bine nu mă Și Apostolul Pavel s-a dus pe ideea aceasta, mai bine rămâneți ca mine, dragilor, o să aveți necazuri, o să aveți încercări. Este și frumoasă viața de familie, dar ascultă aici, este un drum cu sens unic. Este un drum cu sens unic. Să fii la o nuntă și să auzi pe Mireasa care spune, Încercăm să vedem dacă funcționează. Poftim? Încercăm să vedem dacă funcționează. Înseamnă că tu deja, Nina, ai început și ai două uși pregătite de ieșire. Mi-au aminte de un comandat de, de armată, nu mai știu numele, că nu le prea am eu cu istoria asta. Când s o dus să cucerească o insulă, după ce s-a dat tot jos din corăbii, Poate că știți istoria aceasta? Le-a foc. Le-a foc. Pentru că a dorit ca armata soldații lui să se concentreze 100% doar pe a cuceri. Să dea 100% din ei. Nu a facem cât putem, dar dacă nu putem ne urcăm iarăși în corabie și am plecat. Când ești una, când ești un singur trup, E momentul acela în care atât de multe combini, atât de multe amesteci, încât nu știi unde începe unul să termină celălalt. Eram căsătorit cu scumpa mea de aproape un an de zile. Eram plecat, eram ca la București, eu veneam de la Sibiu. Și am avut un accident teribil cu mașina în care am fost paralizat, dar ea nu știa că eu vin spre București. Nu a știut că vin să București. Vreau să-i fac o surpriză. Am stat în câmp toată noaptea acolo, că nu m-a văzut nimeni. A doua zi dimineața, într-un final, am ajuns la spital. Soția mea se trezește dimineața, se duce la părinție, care erau acolo în București, și zis, a zis: S-a întâmplat ceva cu Orațiu. S-a întâmplat în, în mine o legătură. L-am simțit ceva, s-a întâmplat cu el. Ceva s-a întâmplat cu el, n-a știut. Nu a trecut mult și o sună cei de la spital că ceva s-a întâmplat cu mine. Știți care a fost rugăciunea mea de 26 de ani să mă împreună? Doamne Iisuse, nu vreau să pierd legătura aia niciodată. Ca să o simt când este greu, să o simt când ceva nu este în regulă. Ea să mă simtă pe mine când ceva nu este în regulă și să venim amândoi să reparăm. Am gășit în căzicie, am gășit foarte mult. Dar a stat acolo lângă mine. Pentru că eram una. Pentru că eram una. El le-a răspuns. Continuăm versetul 12. Nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni, eunuci, care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fame pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și te gândești, Doamne, ce legătură are asta cu divorțul, cu recăsătorirea, cu familia, ce legătură are? Vreau să vă dau un exemplu. După un mesaj de genul acesta, a un frate în vârstă de, 65 de ani. Era crunt. Și a venit și a spus, vreau să mă ceva. Aveam 25 de ani când am decis să divorțez de soția mea. Dar în momentul în care am făcut lucrul acesta, am știut clar că pentru mine nu mai este ieșire. Pentru mine nu mai este o altă soție în viața mea. Pentru că ideea Î, mă duc să-mi refac viața e cea mai mare minciună. Pe care iarăși alții au adus-o. Nu Dumnezeu a adus expresia aceasta. Și acesta a spus, am meritat faptul că am vrut să mă păstrez famen pentru împărăția lui Dumnezeu decât să-mi risc veșnicia. Și acum, dragii mei, aici vreau să mă înțelegeți clar. Cei care sunt recăsătoriți nu cred că merg în iad. Sunt unii care au și părerea asta. Nu cred este un păcat care poate fi iertat. Dar vei suporta consecințele. Vei suporta consecințele. Așa cum am văzut foarte multe familii, foarte multe persoane s-au pocăit, sunt născute din nou. Dar în trupul lor, relațional, au început să suporte consecințele. Dumnezeu te iartă. De absolut orice păcat și de orice fără de lege. De orice fără de lege te iartă. Ar vrea să vă întreb și să vă răspundeți. Ar vrea să ai o căsătorie de 40 de ani ilicită și în care să nu te simți împlinit doar pentru că Cineva ți-a permis să faci pasul cu a doua soție, cu al doilea soț și în permanență e va fi așa neîmplinire în viața ta, tu ai vrea să trăiești cu adevărat curat și sfânt pentru Domnul. Mi-a venit în minte, dragii mei, un exemplu din Ezra. Când bărbații de acolo și-au luat niște soții din... Afara poporului lor. Ezra, capitolul 10, îi ad Ezra îi adună pe acești bărbați și știți ce le zice? Trebuie să vă trimiteți femeile acasă. Trebuie să vă trimiteți femeile acasă. Și soțiile lor, cu copiii lor au plecat din zona de unde au fost. Citim așa foarte scurt în Ezra 10. Acolo au fost lacrimi, acolo a fost durere fantastic de mare. Dar după ce ei au făcut tot lucrul acesta, cuvântul Domnului spune și mânia lui Dumnezeu s-a potolit. S-a potolit. Dacă vrei să faci un pas în a te ia-o foarte în serios. Pentru că nu există varianta B. Nu există varianta aceasta. De prea multe ori apelăm la excepție și nu ne concentrăm la regula de bază pe care Dumnezeu o stabilit-o. Adevărul despre recăsătorire este simplu, dragii mei. Alegerile noastre l-au făcut complicat. Alegerile noastre l-au făcut complicat. Și alegerile noastre au complicat acest adevăr atât de mult încât divorțurile în mediul evanghelic a ajuns o cotă și un procentaj ca niciodată. De ce? Pentru că am devenit prea permisivi. Și am crezut că adevărul din Geneza a venit de-a lungul timpului și s-a transformat și s-a adaptat la noua mentalitate a noastră. Cum spunea un ierarh, trebuie să schimbăm Biblia, trebuie să o actualizăm Biblia, nu mai este de actualitate. Biblia asta care avem acum nu mai este de actualitate, trebuie să o adaptăm cu noile porniri ale societății. Pentru că nu poți să-i spui păcatului pe nume. Pentru că începi să-l jignești dacă îi spui unuia că trăiește în păcat. Se simte jignit, se simte ofensat. A, bineînțeles, te dau un mai ofensat. Și atunci trebuie să începem să schimbăm cuvântul lui Dumnezeu care-i da și amin. Un cuvânt pe care El l a lăsat nouă. Da, mei, Adevărul pe care l-a lăsat Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne face bine nouă. Face bine vieții mele, face bine relații mele de familie și face bine relații mele cu Mântuitorul. Mă tot gândeam de multe ori, Doamne, cine sunt acei mântuiți ca prin foc? Doamne, cine sunt aceia o masă destul de groasă? Cine sunt aceia mântuiți ca prin foc? oameni care au început să îndoaie acest adevăr după cazul lor. Și începem să tratăm cazurile specific. Fiecare are specificul ei. Și cântărim diferit. Adevărul simplu, dragii mei, despre căsătorie, despre divorț și despre recăsătorire, este chiar simplu așezat pe vaginile Sfânta Scripturii. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să avem urechi deschise, ochi să vedem că acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-a scris un om. Pavel în 1 Corinteni 7 spune, eu vă dau o poruncă, dar, dar nu ia mea porunca, ci Domnul vă dă porunca aceasta. În 1 Corinteni 7. Celor căzătoriți le poruncesc, nu eu, și Domnul Pavel spune, eu n-am nicio opinie, dincolo de faptul că nu sunt căsătorit, dar nu am nicio opinie. Asta este opinia lui Dumnezeu, este legea lui Dumnezeu. Nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu leasă nevasta. Cine a poruncit asta, Pavel? Domnul i-a scris în mintea, în inima lui Pavel. Pavel scrie, asta vreau. Pentru că vesetul acesta este corelat foarte frumos cu Geneza. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu neschimbător. Dumnezeu nu schimbă regulile jocului în timpul jocului. Nici de cum. Ar vrea, dragii mei, câteva minute, să tragem -mi niște concluzii. Să tragem niște concluzii. Planul original și voi lui pentru creație este ca legământul căsătoriei să fie valabil până la moarte. Asta a fost planul original al lui Dumnezeu. Nici Dumnezeu însuși, și nici Dumnezeu prin Moise, nu a inițiat divorțul. N-a fost inițiativa lui Moise. Și n-a fost inițiativa lui Dumnezeu, cum cred unii. Dumnezeu doar a îngăduit ceva ce ei deja au făcut. Împietrirea inimii este fenomenul care se manifestă în prezența păcatului și prin care omul devine imun la cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu se pocăiesc unii? De ce stau a citesc Biblia? dar au devenit imuni pentru că inima lor a fost împietrită și nu vor să pocăiască și nu vor să recunoască, da, Doamne, am greșit, am greșit ca fiul risipitor, am păcătuit, vreau să-mi dai o inimă de carne, ca asta e piatră, poți să citești din Biblie toată ziua, să o cunoști pe de rost, o piatră care stă în apă, după 10 ani înăuntru va fi tot uscată. Împietrirea inimii, dragii mei, se manifestă în prezența păcatului și prin care omul devine imun la cuvântul lui Dumnezeu. Soția nu are voie să-și părăsească bărbatul și că bărbatul nu are voie să divorțeze soția sa. În Corinteni 7, Roman 7, versetele 2 și 3, femeia măritată este legată de lege prin bărbatul ei câtă vreme trăiește. Dar dacă e moare bărbatul, este dezlegată. Este dezlegată de bărbatul ei. Dacă deci când îi bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată. Așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Și aici vedem un mod în care există recăsătorire. Văduv, văduvă, există șansă să te recăsătorești. Poți să te recăsătorești fără să calci cuvântul lui Dumnezeu. O a doua variantă de recăsătorire este a soției credincioase sau a soțului credincios care este părăsit sau părăsită de soțul necredincios. Și aici aș vrea să fac ce, o specificație. Credincios din punct de vedere al Bibliei este născut din nou. Necredincios este nenăscut din nou. Am început să facem unor confuzie și tatăm pe unii aia e din cioși, nu din Dacă nu zicem la biserică, sunt necredincioși. Biblia tratează nu din punct de vedere denominațional, nu tratează din punct de vedere a numărului, cât citești, cât știi, nu. Biblia tratează oameni din două puncte de vedere, născut din nou sau nenăscut din nou. De aceea cuvântul specifică foarte, foarte bine o soție credincioasă, dacă a ajuns să-L cunoască pe Domnul și este născută din nou și are un soț necredincios, nenăscut din nou, Biblia spune, nu ai voie să-L părăsești pe acel bărbat. Dar dacă El te părăsește pe tine, dacă El vrea să divorțeze de tine pentru că El este în altă împărăție, după asta ai voie să te recăsătorești. E atât de simplu. E atât de simplu. A lăsat Dumnezeu și prin Moise și prin Domnul Isus, atât de simplu porunca lui. Noi o complicăm. Noi o complicăm. Recăsătorirea după un divorț constituie un act de adulter. Atât pentru bărbat cât și pentru femeie. Căsătoria cu o persoană divorțată reprezintă un adulter când divorțul are loc. Din păcate am asistat la prea multe astfel de lucruri. Când divorțul are loc, sunt două opțiuni. Împăcarea sau viața celibatară. Pentru că este o întrebare retorică a Apostolului Pavel acolo și spune la soția chedincioasă De unde știi tu, soro, dacă nu-ți vei mântui soțul? Și am cunoscut exemple după exemple, femei vlavioase care au tras și au dus o viață grea cu soții lor, 15-20 de ani. Îi lua de la baruri, îi lua de la femei și îi aducea acasă, îi dădea o masă caldă și să ruga pentru ei și postea pentru ei. Și au fost mântuiți. Și au fost mântuiți. Întreabă -o astăzi pe acea soră care a trecut prin chinuri groaznice. Și nu neapărat că o lua bătaie, partea aia emoțională, că nu ești una cu soțul tău. Întreabă dacă a meritat, va spune cu un zâmbe larg, slavă Domnul a meritat fiecare zi. De ce? Pentru că acum e soțul meu cu mine și mă voi duce cu el în împărăția lui Dumnezeu. Nu voi fi singură. Sunt soț, la fel care au făcut. Pentru că împreună cu noi, este Duhul Sfânt. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, rămâneți în cetate și când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, ce va fi? Veți primi o putere. Nu-i neapărat să vindeci, nu-i neapărat să vorbești în alte limbi, nu-i aia puterea. Și aia face parte, dar este puterea să treci peste greșelile lui, greșelile ei, să îngădui și să continui să iubești. Pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea acoperă totul, dragostea suferă totul. Uităm, dragii mei, că noi nu, nu suntem singuri. Și dacă a existat un moment în viața noastră când am zis, da, Doamne Iisuse, vin în inima mea. Din momentul ăla eu nu mai sunt. Apostolul Petru spune, voi nu știți că nu mai sunteți ai voștri ci voi ați fost răscumpărați, voi nu mai aveți o imagine, eu sunt imaginea voastră. Absolut fiecare lucru pe care voi îl faceți mă reprezentați pe mine. Fiecare păcat, fiecare greșeală lovește direct în mine, nu-l voi. Dacă începem să gândim tot mai mult că fiecare greșeală, fiecare păcat pe care îl facem îl va lovi pe Hristos, începem să ne gândim de două ori înainte să facem lucrul acesta. Dacă s-a promova mai mult o învățătură bazată pe scriptură cu privire la divorț și la recăsătorire, va scădea rata divorțului extraordinar de mult, pentru că tinerii vor avea o altă paradigmă cu privire la cum să o aleg pe soția mea, cum să-l aleg pe soțul meu, care ar trebui să fie criteriile după care eu să mă uit, cum ar trebui să mă raportez, să încep să îi învăț pe cei care sunt, ba, au șase luni, un an de zile până când au stabilit căsătoria, să încep să învăț ce se întâmplă cu viața voastră, ce doriți de la căzicia voastră, motivația voastră, să împese pese că atunci când ei au făcut legământul, să știu 100% că nu au în minte varianta a doua pe care lumea a adus varianta a doua. Și am auzit că e în glumă, că e în serios, o, oh, relația a doua întotdeauna va fi cea mai fericită, va fi mult mai bună decât prima întotdeauna, cea mai mare minciune pe care diavolul poate să o spună. Ai vrea să închei, dragii mei, adevărul despre căsătorie, divorț și recăsătorire. Să știți deci, că este un adevăr simplu. Contează cum te, -a... Cum te raportezi cuvântului Dumnezeu? Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne dea discernământ cum să facem lucrul acesta. Și dacă sunt situații, să nu cumva să ne luăm noi, lucrători, pastori și așa mai departe, oameni care sunt în autoritate, să dezlegăm pe unul și pe celălalt că poate sau că nu poate. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie autoritate în mărunul, peste viața fiecăruia dintre noi și peste fiecare familie. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc frumos. Amin.